Este foarte important atunci când lucrezi cu ei, pentru că ai ce învăța de la ei. Pentru că astăzi noi am avut un exercițiu de fantezie, unde au trebuit să spună niște povești, să le inventeze. Pentru mine a fost chiar surprinzător tot ceea ce au zis ei, niște povești, că mie mi-a trebuit, cred că îmi trebuie câteva zile ca să-mi dau seama și să fac aceste cupluri pe care le-au făcut ei. De la ei ai foarte multe de învățat, ei sunt sinceri și cel mai important este că pe ei este foarte greu să-i minți cu ceva, pentru că ei simt orice minciună. O chestie foarte importantă pe care aș vrea să o văd de la copii este atunci când ei singuri vor să-și expună punctul lor de vedere, chiar dacă sunt mici, pentru că ei cumva au o educație de acasă și de la școală probabil și de la grădiniță, uite că îmi spune, cumva ei sunt, lor li se spune că așa trebuie și atât. Dar eu îi vreau pe copii, împreună cu lecțiile mele, împreună cu ei să descoperim și să descoperi ce vor ei să-mi zică mie, da? Nu cumva să le zic eu, că uite asta sau asta. Pentru că începând și luând de la ei tot ceea ce se întâmplă în creierașele lor mici, pentru mine este un mister și întotdeauna am să încerc să-l descoper, să le permit și lor să fie liberi și să zică, uite, asta vor ei și eu împreună cu mine să-i ajut.